Permiteți-mi să citesc un singur verset din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11, din mesajul Domnului Iisus Hristos către biserica din Filadelfia. Versetul 11 spune așa: Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. E foarte important că în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos, acestei biserici, Domnul îi spune că ea trebuie să aibă grijă să păstreze ceea ce are, nu ceea ce ar dori să aibă, ci ceea ce deja are. De foarte multe ori, în dorința de a avea mai mult, de a avea daruri mai deosebite, uităm lucrurile pe care deja le aveam pe inventar sau pe stoc, le lăsăm undeva, că suntem obișnuiți cu ele, și în căutarea unor daruri la superlativ, în căutarea unor experiențe mai grozave, ne trezim la un moment dat că nici unde am dorit n-am ajuns și nici ce am avut nu mai avem. Și așteptăm pe Domnul cu răsplata. Și întrebarea pe care o pune Domnul, ce răsplată să-ți dau? Pentru lucrurile pe care le-ai avut și le-ai pierdut sau pentru ceea ce le-ai dorit și nu le ai? De aceea e important în textul ăsta biblic, păstrează ce ai. De aceea e important să evaluezi poziția ta și poziția mea, că nu suntem chemați toți să facem totul. Unii sunt chemați să facă o lucrare, alții sunt chemați să facă altă lucrare. E adevărat că ce lucrare altora parcă e mai grozavă ca a mea, slujba altora e mai răsplătită ca a mea, dar Dumnezeu nu vă va întreba cum a condus Iohannes România, că nu-i treaba mea. Nici cum a condus ăștia din Austria lucrurile, nu-i treaba mea. Însă Dumnezeu mă va întreba în pătrățica ta unde te-a așezat pe tine, ce ai făcut? În casa ta ce ai făcut? Știu că ai avut grijă la politică națională și internațională, dar în casa ta, în domeniul tău, în lucrarea ta, ți-ai făcut lucrarea? De aceea, permiteți-mi să vă vorbesc despre câteva valori pe care Dumnezeu le așteaptă să le avem la sfârșit de drum. Pentru că văd astăzi foarte mulți oameni care caut altceva. În ziua aceea când nu se mai poate pocăi nimeni, pentru că harul pe care îl avem astăzi, este că dacă ne vorbește Duhul Sfânt ceva, putem spune, Doamne, am luat-o greșit. Am luat-o aiurea după capul meu. Mă întorc înapoi și mă pocăiesc. Pocăința este șansa noastră, slăvit să fie Domnul. Amin. Îngerii nu se pot pocăi, demonii nu se pot pocăi. Dar noi ne putem încă pocăi, Doamne ajută. Dar există o zi când nu se mai poate pocăi. E ultima zi. Și atenție, în ziua aceea vor veni oameni de calibru greu. Ăștia au în capul lor cununa, au în capul lor răsplătirea. Ăștia vin cu hotărâți, domnule, vin. Și cineva le va da un răspuns la care nu se așteaptă. Oamenii aceștia vor spune, Doamne, în numele Tău am scos draci. În numele Tău am făcut multe minuni. În numele Tău am făcut cu tare și cu tare. Credeți că atunci când spuneau lucrurile astea, nu se imaginau ce cunună grozavă vor avea? Și cu toate acestea, cineva le spune, plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Că nu-i bun ce au? Nu. Nu. Și atenție, frații mei, sunt oameni de calibru greu. De aceea e important pentru mine și pentru voi, nu atât de mult ce-mi doresc, cam ce-ar dori să se pună în dreptul meu, cam ce-ar dori să mă recunoască oamenii sau să vadă, ci ce să așteaptă Dumnezeu de la mine, ca eu să fiu găsit credincios, să am parte de cunună. Doamne ajută! Că până la toată urma asta e important. Cununa pe care ne-o dă Domnul. Că oamenii te apreciază azi și mâine, poi mâine te vorbesc de rău, răspoi mâine, iar te apreciază că dintr-o dată nici el nu știe de ce, după care iar mai scot ceva de tine, pentru că sunt oamenii. Dumnezeu pregătește cunună, Doamne ajută! Și cunună o pregătește pentru niște oameni care țin valorile până la capăt. Dați-mi voie să vă vorbesc despre câteva valori pe care e obligatoriu să le avem cu toții. Particulare mai avem aceva valori. Avem slujbe, avem daruri, dar există câteva valori care le avem toți și trebuie să le prezentăm până la capăt. La timpul de rugăciune s-a insistat pe credință. Dați-mi voie să vă vorbesc despre ceva ce autorul epistolei către evrei, capitolul 3, atât în versetul 6 cât în versetul 14, subliniază valoarea asta pe care trebuie să o avem până la capăt.
Versetul 6 spune, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Versetul 14 reafirmă lucrul acesta. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Încrederea trebuie păstrată până la sfârșit. Ce este încrederea? E credința în acțiune. Nu uitați, încrederea este credința în acțiune. Foarte mulți oameni își proclamă credința, dar se încred în alte lucruri. Eu cred în cutare lucruri, dar se încred în altceva. Pentru că încrederea este credința în acțiune. Ni se citea din Evrei, capitolul 11, definiția credinței. Și din nou, citesc versetul 1. Și credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința se manifestă prin încredere. N-am alt exemplu mai bun decât exemplu echilibristului Charles Blondin, care peste cascada Niagara a întins un cablu acolo și într-o zi a anunțat că va trece peste cablul acela, peste hăul, au murit mulți oameni încercând să traverseze. Și a ajuns la data respectivă, era plin locul acela și printr-o portavoce la timpul respectiv i-a întrebat, credeți voi că pot trece dintr-o parte în alta? Și oamenii au tăcut din gură. A trecut dintr-o parte în cealaltă, de pe partea cealaltă i-a întrebat din nou, credeți că pot trece și înapoi? Da, ești cel mai tare. La un moment dat i-a spus, aduceți-mi o roabă, o desumflat puțin cauciucul la roaba respectivă să se muleze pe cablu și a spus, credeți cât pot trece eu cu roaba asta până în partea cealaltă? Oamenii au tăcut din gură. După care i-a întrebat de pe malul ălaltu, credeți că pot trece și înapoi? Și a spus, da, ești cel mai tare de până acum ce am văzut noi. Și a trecut și înapoi. A spus, aduceți-mi un sac de 70 de kilograme, puneți în roaba asta. Credeți că pot trece eu cu roaba și cu sacul în roabă până în partea cealaltă? Oamenii au tăcut din gură. A ajuns malul ălaltu și a întrebat, credeți că pot trece și înapoi? Păi era un delir. Ești cel mai tare, ești cel mai grozav. Când au ajuns în fața mulțimii entuziasmate, văzând performanța lui Charles Blondin, omul acesta a pus o întrebare simplă și a spus, credeți voi că în loc la sacul ăsta pot pune un om în roaba asta și să-l trec dintr-o parte în cealaltă? Credeți voi? Toată lumea, sigur, e cel mai tare. Cine dintre voi crede, vă rog frumos mâna sus, toată mulțimea aceea cu mâinile sus așa. La care Charles Blondin a spus, voi alege o mână la întâmplare. Omul ăla pe care îl voi alege eu, se va pune în roaba asta și îl voi duce dintr-o parte în alta. Toate mâinile odată, ca la comandă, s-au dat jos. Pentru că oamenii aceia credeau, dar nu se... Credința este o încredere, frații mei. N-am alt exemplu mai bun să vă dau decât ăsta. Noi credem în Iisus Hristos, dar înainte de a alerga la medici, nu ne rugăm. Noi credem în Iisus Hristos, dar înainte de a alerga la medici, nu cerem ungerea cu un de lemn de la frață păstori, ci de foarte multe ori lucrurile astea, imediat, 1-1-2, imediat alergăm. Mă, dar ai rugăciunea la îndemână, ai ungerea cu un de lemn, ai punerea mâinilor în casa ta. Hai lucrurile astea la îndemână. În ce te încrezi tu? Câteodată ai lipsuri financiare. Unde alergi? Dai telefoane, prietene, împrumutăm, cu tare, știi cumva. Sau pui, te pui pe genunchi și spui, Doamne, Tu știi de unde vin, cum, ce uși să deschid, Tu ai soluții pentru toate astea. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. Și această credință trebuie să fie păstrată până la sfârșit. Anumite lucruri le vei pierde. Vei pierde poziții, vei pierde ani, vârsta te va duce, timpul se va duce, dar credința trebuie păstrată până la sfârșit. Cum păstrezi credința până la sfârșit? Că e foarte important să știm lucrul ăsta. Una dintre primele condiții pe care le-am găsit eu este prezentată în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18 și 19, unde Scriptura spune așa, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat.
pe care unii l-au pierdut și au căzut din ce au pierdut oamenii ăștia, nu credința, ci cugetul. Pentru că cugetul curat îți ține credința până la sfârșit. Sunt oameni, iubiții mei, care rămân penticostali, care rămân cu daruri, care scot demonii, dar își pierd credința. Pentru că cugetul nu mai este curat. Ori, stimații mei, cugetul, conștiința, trebuie să fie păstrată curată. Și vreau să vă spun, conștiința poate fi educată. Primii educatori ai conștiinței noastre sunt părinții noștri. Le spuneam la frați și vă spun și dumneavoastră, când am crescut, părinții mei m-au învățat ca într-un mijloc de transport în comun să nu stau jos câtă vreme lângă mine este un om mai în vârstă sau o doamnă sau o femeie însărcinată. Să nu stau jos. Foarte mulți tineri astăzi, să se vedeți în mijloc, toți admiră peisajul câtă vreme lângă ei un bătrân sau o femeie. Toți se uită pe geam afară, așa de captivați. Nu se uită că lângă el este cineva care are nevoie de locul ăla, efectiv. Ei, eu parcă am un resort, la momentul actual am 60 de ani, trecut de 60 de ani, câteodată când circul prin undeva, văd pe cineva lângă mine, imediat s-ar sus și ofer locul, când constat ăla e mai tânăr ca mine. Dar lucrul ăsta l-am făcut deja, el am oferit locul, mă-și miram de ce el mă refuză pe mine, pentru că el... Lucrul ăsta funcționează, părinții. Apoi, educatorii de la școală ne-au învățat să dați bună ziua, să respectați. Lucrurile le-au rămas. Însă cel mai înalt educator pe care îl poate avea omul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când vii la pocăință, Dumnezeu îți dă acest educator al Duhului Sfânt, care te învață să ai o conștiință curată, o conștiință clară. De aceea Apostolul Pavel spunea în Romani, capitolul 9, versetul 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Și aici este expresia asta pe care o găsim în foarte multe lucruri, depinde cât te luminează Duhul Sfânt pe tine. Pentru că trăim astăzi o vreme când oamenii citesc cuvântul și în cuvânt nu o să găsești niciodată să nu consumi droguri. În cuvânt nu o să găsești niciodată nu fuma. În cuvânt nu o să găsești niciodată nu umbla nepotrivit. Nu o să găsești lucrurile astea. Frate, spun, unde-i scris? Dar Dumnezeu îți dă educator, măi, îți dă Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Amin. Și educatorul te luminează, că ungerea pe care ați primit-o de la el vă învață toate lucrurile. Și nu aveți trebuință să vă învețe cineva, citesc din Biblie. Dacă educatorul nu-i cu tine, toată ziua ai să întrebi de anumite lucruri, dar îți pune undeva Biblia să conduci mașina. Dacă tot aștepți legi, uite și la celelalte care le faci și nu le ai. Ai să îmbli pe jos? Că Biblia spunea că apostolii umblau pe jos. Ori, stimații mei, când e vorba că ai educator, care-i Duhul Sfânt, El te va învăța să umbli în curăție. Doamne ajută! Lasă-te luminat de Duhul Sfânt. Și acum luminarea Duhului Sfânt are loc în funcție de asta. Vedeți dumneavoastră, în sala asta e lumină suficientă și naturală, aveți de la geamuri și artificială de la becuri, vedem lucrurile clar, vedem că mocheta e roșie, vedem. Dacă dintr-o dată n-avem niciun fel de lumină, n-ai nici mochetă roșie, nici nu-și dai seama dacă sunt băni sau scaune, de ce? E întuneric beznă. Câtă vreme e întuneric beznă, nimeni n-are treabă cu tine. Nu poți să acuzi pe cineva, băi, ești pătat pe obraz. Vezi că reverul la haină îți stă ridicat. De ce? E întuneric. Toată lumea poate să umble cu haina îmbrăcată invers. De ce? În întuneric nu vezi adevărul despre nimeni, că e în întuneric. De aia la oameni le place în întuneric și nu vor să vină la? Păi umblă cu haina îmbrăcată invers, umblă cu pantalonii cu măs. Și el umblă acolo în situația asta, pentru că în întuneric e ok. Problema mare apare când apai la o sursă de lumină. Știu, înainte când mergeam la adunare, pe timpul lui Ceaușescu nu erau străzile asfaltate. Când plecam la adunare duminica, de exemplu, era ok, frumos. Dar trăgea o ploaie în timpul slujbei și se lăsa și întunericul, mai ales spre iarnă. Și când veneam acasă toamna așa, pe drum nu erau nici becuri, nici nimic, băltoage, noroi, glot, cum spunem noi. Dar nu era nicio problemă că era întuneric. Simțeam eu pantalon ceva așa. Dar nu erau, totul era frumos cu ceilalți tineri, veneam acasă. Problema era când intram la lumină.
Până atunci totul era bine. Când intram la lumină, vedem cât noroi am pe pantaloni și pe haine. Iubiții mei, totul e fain când ești în lumea asta, cu tot felul de glume, cu tot felul de poante, cu tot felul de modele, cu tot felul de îmbrăcăminți, totul e ok, ba chiar e chic. Când ai intrat în biserică, așteaptă-te să fii luminat. Cugetul tău luminat de Duhul Sfânt se spune, nu e ok, nu-i bine, tu ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că lumina aceasta, știi ce fac majoritatea oamenilor? Nu prea vin. Vine rar și atunci când vine, îl vezi pe WhatsApp-uri prezentat cu nevasta în costum de baie, din Antalya, pe nu știu unii, prezintă să moară dușmanii. De el nu-și dă seama că se expune din punctul ăsta de vedere. Că pe aceeași WhatsApp eu am frați care merg în Ucraina, care ajută pe alții. El de pe partea asta prezintă și amândoi sunt copiii lui Dumnezeu. Și eu amândoi sunt pe telefon la mine, dau doar de câteva exemple. Oare cugetul tău luminat de Duhul Sfânt nu-ți spune că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le vezi numai tu? Nu trebuie să prezinți la tot satul? Nu-ți arată lucrurile astea? Pentru că cugetul luminat de Duhul Sfânt învață, băi, trăiești într-un chip vrednic. Pentru că te călăuzește totuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ori, din punctul ăsta de vedere, e foarte important. Dă voie să lumineze. O să vedeți oameni, cum dau exemplu câteodată, așa suntem aici, totul întuneric, nu vedem nimic, aprinde cineva o lanternă la un telefon, așa, mai vezi când se ieși afară, vezi exitul, atât tot. Cineva vine și apare cu o lanternă de aia cu baterii mai mare, mai puternică decât primul, mai vezi și băncile, mai vezi și celelalte. Și omul, la un moment dat, vine înapoi, lumina, vezi toate lucrurile clar. În funcție de cât îl lași pe Duhul Sfânt să te lumineze, așa te vei purta. Sunt oameni care îi spun, domnule, dar ce are și asta? Dar ce are și cu tare lucru? Când vine să vă spun pe nume câteodată, când și văd la pocăință așa, și la surori și la frați. Dar ce are asta? Scrie undeva din Biblie de unghii vopsiti? Scrie undeva în Biblie de asta? Dar ce are și asta? Păi, dar în funcție cât stai, că dacă stai și Duhul Sfânt te luminează cât un chibrit și cât o lumânare, normal că ai voie o grămadă. Dar când te luminează Duhul Sfânt ca să fii mărturie, că la asta te-a salvat, să fii mărturie și în adunare și în afară, a lăsat laureația premiului Nobel, oameni mai deștepți, mai bogați, mai frumoși ca tine și ca mine, nu să intri în biserică și să te spargi în figură aici, să arăți și bani ai tu, ci te-a adus aici să fii martor al lui Iisus Hristos. Că lângă tine vin alții mai răi ca tine și să-i salveze Dumnezeu și pe ei. Păi cât nu văd vin între noi foști alcoolici, dar noi care am fost alcoolici, de exemplu, îmbrăcați la costum, dați cu parfumuri scumpe, intrăm în adunare și cântăm și în cor. Ăla ne întreabă cu voce regușită, băi, dar tu erai cu mine împreună, amândoi spuneam în dreapta ai șanță, în stânga ai șanță, dar drumul pe unde? Că eram clamp amândoi. Tu cum de acum cânti pe voce, măi? Băi, fac vocalize, băi băiatul. Noi îi spunem la ăla că noi am fost ca El și ne-a mântuit Iisus Hristos. El de asta are nevoie. Pleacă de aici împușcați. Și spune, băi, ca să ajungi așa, trebuie să faci vocalize, trebuie să fii... Eu am văzut, nu oricine ajunge, ca asta transmitem noi. Ori Dumnezeu ne-a chemat să fim un popor, să le spunem celorlalți că dacă Dumnezeu a făcut așa ceva cu noi, poate faci cu oricine. Ori evanghelicii devin un grup select. La momentul actual, nu-l lasă, nu se mai face stăruință și când se mai face stăruință, se umblă doar după vorbirea în alte limbi, ca un fel de legitimație, dar nu-l mai lasă pe Duhul Sfânt să-l călăuzească. Când e un proroc, dă drumul la vorbirii să aibă, poate și el așa, după care nu-l lasă pe Duhul Sfânt să-l călăuzească luni, marți, miercuri, duminică, Duhul Sfânt să-l ajute la cântare și cam atâta tot. Ori, frații mei, Duhul Sfânt ne luminează. Și când ne luminează, te întrebi, bine ce fac? Sunt o mărturie? Eu am numai doi copii. Eu îmi pot permite o grămadă de lucruri. Îmi pot permite haine, costume de firmă, să-mi lăs și eticheta pe aici, ca să moară dușmanii din nou, să vadă ăștia cât am dat. Dar o familie cu 9 copii nu-și poate permite și-mi permit eu. Bun, eu când mă port față de el cu aroganță, fratele lui, ce-mi spune Duhul Sfânt? Ce-mi spune Duhul Sfânt? Sau nu spune nimic, tași din gură doar dacă-i profeție, atât tot. Stimații mei, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, în fața lucrul ăsta vă pun pe voi, profesorul
Vi s-a dat nu să-l aveți duminică aici și să veniți să faci un selfie cu păstorul sau cu conducerea bisericii, plecați acasă. Profesorul va fi cu voi și în voi. Ascultați de îndemnurile lui. Pentru că el asta vrea. Să aibă părtășie, să te scoale la mezi din noapte, roagă-te pentru ăla, a doua zi să te întâlnești, băi, m-a sculat Duhul Sfânt, profesor, asta am trebuit, ce ai avut? Băi, nu-și dai seama pe unde am trecut, nu știam seama de unde mi-a dat Dumnezeu putere. Afli că m-ai sculat Duhul Sfânt pe vreo trei să roage pentru el. Pentru că asta înseamnă să umpli călăuzit de Duhul Sfânt, frații mei. Asta înseamnă să cheltuiești banii călăuzit de Duhul Sfânt. Asta înseamnă să mergi unde Duhul Sfânt te trimite. Asta înseamnă să te oprești acolo unde Duhul Sfânt te trimite. Ca asta arată Biblia. Când s-a înălțat Domnul Iisus la cer, ne-a spus, vă este de folos să mă duc. Că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni. Dacă îmi va veni El, vă va călăuzi în tot adevărul. Este de folos că s-a dus Iisus, te călăuzește Duhul Sfânt. Că asta e problema principală. Cugetul luminat de Duhul Sfânt. V-aș ruga tare mult, trăiți sub această lumină. Dacă Duhul Sfânt îți spune că lucrurile pe care le-ai făcut sunt bune, chiar dacă cineva nu-i mulțumit că a vrut să te aibă mercenar în războiul lui, fii mulțumit că Duhul Sfânt te apreciază. Dar dacă Duhul Sfânt te mustă, toată adunarea dacă te apreciază, și Duhul Sfânt te mustă, toată adunarea te laudă, și Duhul Sfânt te mustă și spune, n-ai făcut bine. Nu e ok pentru un copil al lui Dumnezeu să poarte așa. Aș vrea să spun, ce îți dă bucuria? Cine îți dă bucuria? Dacă Duhul Sfânt te acuză, cine îți dă bucuria? Comitetul? Păstorul? Ordinarea? Cine îți dă bucuria? Ori de aceea e frumos ca în fiecare seară când te culci să te uiți la lumina Duhului Sfânt și să te culci și să dormi în pace, că Duhul Sfânt te călăuzește. Doamne ajută, frații mei! Când te înveți să trăiești așa, ai satisfacție, ești mulțumit, ai o viață împlinită, cu bani puțin câteodată, cu mâncare, cum este, dar ești mulțumit. Că nu ești așa, nu ești mulțumit nici cu unghiile tale, nici cu părul tău, nici cu înălțimea ta, nici cu urechile tale, nici cu nasul tău, cu serviciul tău, cu țara ta, cu lumea asta. Nu ești mulțumit. De ce? Pentru că profesorul dinăuntru îți spune, nu la asta te-am chemat. Nu la asta te-am adus aici. Ori uitați-vă la aspectul acesta. Primul lucru pe care e foarte important în viața noastră pentru a ne duce încrederea până la capăt este să păstrăm cugetul curat. V-aș ruga, cercetați-vă cugetele în dimineața asta și dacă cugetul nu e curat, avem soluție, pocăință și spălare în sângele lui Hristos. Este soluție pentru fiecare dintre noi să ne curățim conștiința și cugetul. Al doilea aspect prin care putem duce încrederea până la capăt, frații mei, este rugăciunea. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrări extraordinare. A vindecat boli incurabile, a înviat morții, avea putere peste stihiile naturii. Însă atunci când a trebuit să-l mențină pe Petru în credință, spune în felul următor, Petru, satana v-a cerut să vă ceardă ca greul, dar eu, și dacă urma puncte acolo, Domnul putea face o grămadă de chestii, o grămadă de lucruri, dar eu voi face o înviere și așa ai să rămâi tu în credință. Câți dintre frați spun, băi, dacă aș vedea înviere la adunare, cred că vin mai mulți. Nu, dar eu voi face ceva ce puteți face și voi. Că dacă Domnul făcea învieri și vindecări, noi puteam spune, băi, noi nu putem face așa ceva, deci nu îi putem menține în credință pe copiii noștri, care nu le mai place adunarea. Nu îi putem menține în credință pe frații noștri, care s-au depărtat de adunare. Dar eu mă voi ruga pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Atenție, nu să nu te faci tu de râs, nu să nu falimentezi tu, nu să nu te lepezi tu, ci să nu se piardă credința. Ne rugăm noi pentru asta? Că rugăciunea ajută la menținerea credinței în persoana respectivă. Pentru că omul ăla se poate face de râs. Omul ăla intră într-o criză a familiei, a vieții, financiară. O familie când efectiv are probleme, o firmă care are probleme. Dar normal că fiecare vrea să fie bine, dar îngăduie Domnul ca omul ăla să treacă printr-o stare. Și dacă există oameni care se roagă pentru el, omul ăla pierde bani, omul ăla pierde reputație,
omul ăla, dar din cenușă, pentru că nu și-a pierdut credința, se ridică înapoi. Slăviți-o vie Domnul! Uitați-vă la Petru. Petru se leapăte de Domnul și nu se leapăte în fața unui soldat care stă cu sulița și spune, acum te omor cu sulița asta. Nu. Era o slujnică care spune, nu mai încape nici îndoială că tu ești cu ei. Și atenție, femeile la timpul acela nu erau primite la tribunal să depună mărturie. Pentru că nu conta. Venea o femeie și spune, l-am văzut eu când nu strângea de gât pe ăla. Nu contează ce ați văzut, doamnă. Mergeți acasă la făceți mâncare, clătite, la bărbat, făceți ceva acolo. Nu contează ce ați văzut. Nu are importanță. Nu era acceptată la mărturie. Ei, o femeie vine și îi spune lui Petru, tu ești de-a lor. Și Petru, de 3 ori în fața acelei femei, se blastămă că nu-l cunoaște pe Domnul și se leapădă. Și ucenicii au știut de asta. De aia Domnul spune, spuneți-i și lui Petru să vină. Știți pe cine alege Domnul ca să aibă grijă de turma lui? Nu pe Ioan, care îi place lui de 5 ori să îi auto-intituleze în epistola către Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, ci pe Petru. Petru, paște mielușeii, oițele și... Dar cum de? Nu s-a pierdut credința. Nu s-a pierdut credința. Și dacă nu s-a pierdut credința, eșecurile și falimentele sunt folosite de Dumnezeu într-o cârmuire și o slujbă câteodată mai performantă decât dacă nu era eșecul. Oamenii care simt cel mai mult cum trebuie să se poarte sunt oamenii care au trecut prin durere, sunt oamenii care au învățat cum se scapă de un anumit viciu. Oamenii care, spune Biblia, că există oameni care încearcă să scoată paiul din ochiul aproapelui lor, dar nu se uită la bârnă. Acum, dumneavoastră, ați fost, ați trecut vara și încă mai sunt găzuliți, așa. Câteodată ținte câte o găzuliță de aia micuță, așa, în ochi. Nu-i spui nimănui, băi, uite, am aici un act de siguranță, te rog frumos, este o găzuliță la mine în ochi. Așa mă nervează, te rog, bagă ea cu ăsta drept între ochi la găzulița aia. Nu-i nimeni nu faci chestia asta. Nu l-ai nimerit din prima, mai încearcă o dată. Nimeni nu face așa ceva. De ce? Băi, ai grijă cu costul unui șervețel, unui batist, ai grijă. Băi, tu e o găzuliță, băi, și circulă pe ei, să vezi cum o prind, eu o nimerez de câteva ori așa, nu? Nimeni nu se joacă cu asta. E ochiul tău. Bun că n-ai învățat cât o găzuliță cum se scoate din ochi. Știi că când te întâlnești cu cineva care spune, domnule, mi-a intrat ceva în ochi, băi, știu că am avut și eu o găzuliță, ce greu mi-a fost, așa, dă-mi voie. Dar dacă nu știi cum se scoate găzulița, umbli cu arcul, poate prins. Oribiții mei, când ai trecut prin acas, prin încercare, știi cum să tratezi problema. Știi, câteodată încercarea respectivă te califică pentru a ajuta pe altul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, țineți cont de aspectele acestea. Țineți cont de ele. Prima valoare pe care Dumnezeu așteaptă să o ducem până la sfârșit este credința care se manifestă prin încredere. Ea poate fi dusă printr-un cuget curat și va șuga tare mult. Nu vă faceți verificarea doar înaintea cinei Domnului. Obișnuiți-vă să vă faceți verificarea în fiecare zi și lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă lumineze. Lăsați-L pe Duhul Sfânt. Nu spuneți voi, nu o fă bine așa, nu. Trebuia să-i zică cineva. Nu, nu. Lăsați-L pe Duhul Sfânt. Și o să vedeți că Duhul Sfânt vă spune, nu a fost bine. Nu e ok ce ai spus. Trebuie să apere adevărul, dar nu așa. Și știți că te educă? Te educă? Sunt lucruri pe care parcă ți le spune, te mănâncă limba. Și Duhul Sfânt îi spune, nu acum, se spune, soția lui aici, copiii lui sunt aici. Nu acum. După ce pleacă soția, spune adevărul și spune-l cu duritate să-l înțeleagă, dar nu în fața soției și a copilului. Știi că te învață lucrurile astea? Pentru că profesorul ești, dar unde scrie în Biblie? Iubitul meu, de-aia ni s-a dat profesorul cu noi și insist asupra acestui lucru. Pentru că dincolo de regulile clare ale Sfintelor Scripturi, Duhul Sfânt ne cunoaște pe noi mai bine. Vine să locuiască în noi, ne știe gândurile noastre, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, ne cunoaște intențiile lăuntrice. Că cine cunoaște mai bine Duhul omului decât Duhul Sfânt care locuiește în noi? Și El dorește să ne călăuzească. Cugetul curat și apoi continuați să vă rugați. Rugați-vă pentru cei care nu mai vin la biserică, rugați-vă pentru cei care îi vedeți mai rar,
nu ca să nu intre prin falimente, nu ca să nu se îmbolnăvească, ci ca să nu se piardă credința. Doamne ajută! Că din colbul lumii, când în falimentele lor, Dumnezeu îi poate ridica, pentru că nu s-a pierdut credința, slăvit să fie Domnul. A doua valoare care e important să o duce până la bun sfârșit și pe care Sfânta Scriptură ne-o prezintă, este mântuirea, salvarea. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6, Apostolul Pavel începe o stare de exprimare grozavă a ceea ce Dumnezeu ne-a dat prin Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Știți ce urmează în următorul verset? Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Deci pentru că Iisus Hristos a fost făcut Domn și Mântuitor, a plătit tot prețul ca să ne ofere această mântuire, această mântuire noi trebuie să o ducem la capăt. Nu ne-o duce Iisus Hristos, nici îngerii, nici mama, nici tata, nici păstorul. Unde o lăs, acolo rămâne. De-aia e important să iei mântuirea asta, să o duci tu la bun sfârșit. De-aia e important. Încă o dată, nu vă duce nimeni. Cu toate că foarte mult stați cu mâinile în buzunări, am păstor, am preot, comitetul și faci. Nu, nu. Tu trebuie să-ți duci mântuirea. Și atenție, frații mei, autorul epistolei către evrei spune că am primit o mântuire așa de mare. Trebuie să te porți într-un mod să nu pierzi pe traseu, pentru că există un dușman al sufletelor noastre care înainte de a veni Domnul vine el. Hoțul vine să fure valorile. Și una dintre cele mai importante valori pe care le poate avea un om, nu o putem câștiga niciodată cu tot pământul și tot aurul din lumea asta. S-a plătit un preț de sânge sfânt, că și nu cu aur sau cu argint sunteți răscumpărați din felul de șer de vețuire, adică sunteți mântuiți, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Și mântuirea asta ne-o dă Dumnezeu prin credință, ne-o dă în dar. Dar asta nu înseamnă că e ieftină, ne-o dă în dar. Și mântuirea asta pe care ne-o dă în dar, trebuie să o ducem la bun sfârșit noi. Ai grijă pe niolaș. Că unii spun, domne, lăs mântuirea deoparte și îmi rezolv problema cu haturile. Am rezolv problema cu pământul, cu veșinul. Când te întorci înapoi, nu mai găsești. Că cineva după mântuirea aceea, nu după jipul tău, nici după banii tăi. Cineva mântuirea vrea să o ia. Pentru că pentru diavolul nu e important mașina ta. Nu e important titlurile tale. Nu e important casele tale. E importantă mântuirea. Dacă ți-o ia, ți-a luat totul. N-am întâlnit oameni care altă dată se bucurau și vorbeau în alte limbi, folosea Duhul Domnului și la un moment dat o lăsat deoparte mântuirea și o rezolvat niște treburi și când au venit înapoi nu au mai găsit-o și îl întreb, ce frate, ce faci? Nu știu ce faci. Măi, dar tu ești mântuit totuși, ești salvat. Băi, eu evidea, până la urmă. Și o fi cu ăștia, o fi și cu mine. Băi, dar tu erai așa de sigur. Băi, nu mai sunt sigur. Băi, dar unde ți-o rămas ție? Am avut de rezolvat o problemă. Cândva. La un sfat frățesc. Și cineva mi-a subtilizat mântuirea. Acum aștept îndurarea Domnului. Oi, vedea ce-a fi. Dar cum de la starea aceea când știai că mântuirea e la purtător? Știai la două dimineața, eu sunt mântuit prin credința în Iisus. Dintr-o dată nu mai e asta. Pentru că cineva ți-a luat-o. De aia Biblia spune, ca să o poți duce la bun sfârșit, îți trebuie frică și cu tremur. Și lucrul ăsta îl găsim în Noul Testament, frații mei. Lejeritatea cu care privim lucrurile la momentul actual, modul în care venim la biserică, de parcă mântuirea asta nu ne-o poate lua nimeni. Și nu uitați, lângă noi este unul care l-a luat pe David, om după inima lui Dumnezeu și care trăia prin peșteri și spunea, Doamne, numai Tu mă poți scăpa de aici. Și la un moment dat i-a pus în pericol și lui
și spunea la un moment dat, Doamne, dă-mi iarăși bucuria, pentru că l-a păcălit și pe David. Pe Solomon, cel mai înțelept om, l-a păcălit. Ca noi, vede miliarde și ăla vrea să ne subtilizeze tocmai mântuirea. De aceea trebuie dusă cu frică și cu tremur, frații mei. De aia trebuie avută grijă. De aia în fiecare zi că ești păstor, că ești slujitor, băi, am făcut bine, dacă n-am făcut bine, văd ce mai pot repara. Nu stai și pășești pas de filar, neapărat trebuie să fie bine, cum merg eu. Nu, nu, nu. Spunea David în Psalmul 139, foarte frumos acolo, Doamne, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea? Păi David, ai bine, băi, pe unii ești. Împărat ca tine nu mai fost. Evreii se laudă încă, nu, 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 nu. Verificarea nu mi-o fac neapărat eu, rog pe Dumnezeu, Doamne, eu cred că-s bine. Ceea ce cred eu că e bun ce-am făcut eu. Dar te rog să mă verifici tu și dacă cumva nu-s pe calea care trebuie, pune-mă pe calea veșniciei. Păi, dar n-ai convingerea asta că ești pe calea care trebuie. Nu, nu, lăs pe Dumnezeu să verifice și să mă ducă El pe calea aia. Bun, și dacă Dumnezeu te ia de acolo și te duce pe calea aslaltă și o cale a suferinței și o cale la un moment dat când ești tras mai pe dreapta sau cu tare, de ce la momentul respectiv nu te gândești că n-ar fi voia Domnului? Pentru că există evaluări. Există lucruri pe care Dumnezeu vrea să le învețe în mine și în voi. Toate sunt calculate. Știm că Dumnezeu ne numără firele de păr din cap, dar restul nu le știm? Nu le știe Dumnezeu? Ori când pui lucrurile acolo, la locul lor, le iei ca din partea Domnului, că ziua cununii n-a venit, frații mei. N-a venit. Oamenii ne apreciază într-un fel sau altul, dar n-ai ce faci cu aprecierile lor. La momentul actual sunt făcuți cetățeni de onoare într-un oraș și într-o comună. Dar n-am și faci cu titlurile astea. Eu le-am spus la ăștia, dacă știam de treburile astea, ce să fac eu cu titlurile voastre de onoare pe care cetățean sau ce... O zis că să nu plătești impozit, dar eu am dat pe copiii mei, n-am niciun... Dar măcar dacă avem de plătit ceva impozit sau altceva... Așa, oamenii îți dau ceva, dar n-ai ști folosi cu ele. Cea mai mare har este ca Dumnezeu să-ți dea cununa. Ori pentru asta trebuie să-ți duci lucrurile până la capăt. Să-ți duci mântuirea până la capăt. Cum se duce mântuirea până la capăt? Vă repet încă o dată, cu frică și teamă, cu tremur, frații mei. Vedeți că spune Scriptura că David a fost omul plăcut după inima lui Dumnezeu, pentru că atunci când i-a tăiat colțul hainei, i-a tremurat inima în el. Nu i-a tăiat gâtul, colțul hainei. Colțul hainei. I-a tremurat inima, ori n-am făcut rău că am tăiat colțul hainei. Ca să am o mărturie că am fost lângă el. Sunt alții, tu stai o mână. Și ce? Așa a fost voia Domnului. Nu, nu, în pocăință trebuie să te porți cu gentilitețe, să mergi pe vârful picioarelor. Să fii atent. Că poți tăia ce nu trebuie. Pornești drujba, fugi după cineva, băi, dar te-a pus cineva doar să curăți un copac, nu să defrișezi, băi. Există oameni care intră în poporul Domnului și de câteodată nu mă mir de ceea ce se întâmplă. Știam pe cineva care spunea, băi, Virgilie, am dat pe zero, am intrat, am scos toate duhurile. Băi, dar nu era duhuri, era Duhul Domnului acolo, erau frați care așa, de-aia i-am rezolvat eu. Nu m-am mirat când am aflat că Dumnezeu i-a încheiat alergarea. Pentru că nu se poate. Aici se adună logodnica lui Hristos. Viitoarea mireasă, eu vin, îi mai dau niște șuturi și îi spun că și șchioapă din cauza mea. Ori biserica asta e făcută ca să o împodobim cu oameni pe care i-a chemat Dumnezeu, ca mine, ca tine, niște suciți, încălciți, i-a adus Dumnezeu, ne dă profesorul și face din noi sfinți oameni după voia Domnului. Ei, această biserică trebuie îngrijită. Ei, sunt oameni care vin și fac ce fac. Și când vine logodnicul și spune, tu nu faci asta bine. E adevărat că eu te-am iubit și te-am adus din lume, dar nu te-am adus din lume ca să faci mișto din logodnica mea. E adevărat că tu ești important, dar nu cel mai important. E importantă logodnica mea, adică totalitatea celor mântuiți. Amin. Foarte mulți intră, dar am Duhul Sfânt, eu sunt folosit, sunt proroc, sunt păstor. Băi, și ce cu asta? E slujitorul logodnicii. O înfrumusețez. O nobilez, o înalț, o pregătești. Că logodnicul când se uită, ăsta îmi pregătește logodnica. Ăsta îi curăță haina. Ăsta îl învață logodnica mea. Ăsta e prietenul meu. Ăsta e
Când tu vii și văd așa frați care într-o râvnă de asta vechi testamentală pornesc drujba și încep să tai în logodnică, în dreapta și în stânga, îmi dau seama că Dumnezeu garează undeva. Pentru că nu e ok. Nu e ok. Trebuie să te porți cu frică și teamă de Domnul. Al doilea aspect, frații mei, care ne ajută să ne ducem valoarea asta a mântuirii până la capăt, pe lângă frică și teamă, este răbdarea. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 24, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum, foarte frumos vorbea în dimineața asta despre faptul că noi trebuie să iubim pe oameni. Iubiți pe vrăjmașii voștri, rugați-vă pe cei ce vă prigonesc. Dar există o treaptă a virtuților creștine pe care Petru o deconspiră în una din epistolele sale și vorbește acolo, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Și urmează treptele alea pe care trebuie să... Și penultima dintre ele este dragostea de frați. Și apoi? Păi n-ai cum să trăiești la iubirea de oameni dacă tu n-ai dragoste de frați. N-ai cum. Tu te antrenezi aici să iubești pe frați, după care pot trece eficient la iubirea de oameni. Majoritatea bisericilor nu pot iubi pe oameni pentru că nu îi pot înghiți pe frați. N-au cum să ajungă la nivelul maxim. Ei sunt în zona asta aici, așa, cu frații. Ori Dumnezeu ne aduce în biserica Lui să ne dezvolte răbdarea. Răbdarea nu se dezvoltă la momentele înălțătoare. Frații fac o masă de dragoste și noi trebuie să răbdăm. Frații ne apreciază și noi trebuie să răbdăm. Frații spun și bine o cânta cor și cor trebuie să răbde din nou. Nu se dezvoltă răbdarea aici. Răbdarea se dezvoltă în situații conflictuale, dificile. Și când Dumnezeu vede că răbdarea noastră e pe avarii, la cote minime, ne bagă într-o anumită situație mai conflictuală, mai dificilă. Nu pentru renumele nostru, nu pentru valoarea noastră, ci ca să ne dezvolte răbdarea. Pentru că nu-ți ajută nimic ca și sportiv să alergi la un concurs și la un moment dat cineva din tribună să spună băi, habar n-ai, că tu îmi plecești picioarele pe acolo cu tare. Tu enervat, acela, gata, pleci, nu mai. Păi, dar mai ai 10 metri și câștigi concursul. N-are a face, m-a enervat individul ăla. M-a enervat, m-a supărat, m-a terminat, eu nu mai alerg până la capăt. Bun, tu abandonezi cursa și mai puțin. N-ați întâlnit atâția oameni care în loc să alerge până la capăt, i-au enervat ceva? Dar nu are face ce s-a întâmplat. Sunt curse și de obstacole, frații mei. Există curse speciale făcute când ai obstacole. Faptul că dai toate obstacolele la o parte, că tu îți place să alergi drept, nu te-ai înscris la cursa care trebuie. Ori, frații mei, în pocăință există și curse cu obstacole. Câteodată s-ar putea eu să fiu obstacolul tău. Fă cumva și depășește-mă, Doamne ajută. Că îți poți câștiga. Sunt obstacole acolo. Obstacolele arată tocmai determinarea ta. Obstacolele arată determinarea de a câștiga cursa. Ești gata să mergi cu mântuirea ta până la capăt? Dacă nu ești gata și mântuirea ta e ieftină, o ieși jos acolo, gata, ți-ai strâns lucrurile, pus în gentuță și tu poți stai liniștit. Dar dacă eu vreau să prind mântuirea sufletului meu și eu cursul cu obstacole, eu voi trece de toate obstacolele. Pentru că vreau să ajung acolo unde mi-am propus. Ne spune Sfânta Scriptură, pe când Iisus trecea prin Ierihon, un om care era bun la depășit obstacole a vrut să vadă cine e Iisus. Primul obstacol era scund de înălțime. Nu se mai putea el lungi. O țopăit el probabil așa să-l vadă pe Iisus, dar nu a putut. Al doilea obstacol, oamenii, nu se dădea nimeni la o parte să-l vadă el pe Iisus. Zacheu ar fi vrut să-l vadă pe Iisus, ar fi vrut să vorbesc în termen, să fac un selfie, amândoi să-i arăte lui nevasta că l-am văzut pe Iisus când a trecut pe aici, dar nu s-a dat nimeni la o parte. Normal trebuia să duc acasă supărat, băi, nu m-au lăsat ăștia. Nu. O văzut că e mic de statură, o văzut că ăștia nu-ți dau la o parte, o găsit o soluție, o depășit obstacole. S-a dus în față, s-a urcat într-un copac, e jenant. E jenant, dita mai șeful de la vamă, s-a uicat. Bă, dar ca să nu mă mai plâng eu că scund din înălțime, ca să nu mă mai plâng, că nu mai... m-a urcat în copac și cele două piedici l-am dat la o parte din start. Interesant, când a ajuns Iisus acolo, a văzut că ăsta a depășit obstacole. Că nu s-a acasă nervos, bosunflat, că ăștia nu i-a dat prioritate. Nu,
El era în copac. Și Iisus Hristos s-a oprit în dreptul copacului și fără ca nimeni să fac prezentările, nu să Zachei, dă-te jos de grabă, căci ăsta trebuie să intru în casa ta. Pentru că știi să depășești obstacole. Slăviți să fie Domnul! Sunt provocări pe drum, care sunt obstacole. Cineva ni le pune, vrei mântuirea? Vrei salvarea? Văd oameni, și v-am spus și altă dată probabil, care vor daruri. Care vor daruri. Eram undeva într-o comunitate și mă rugam Domnului. Și a spus, Doamne, nu am eu nevoie de darul de vindecare. Dar aici văd oameni care pot sluji cu darul ăsta. Nu e nevoie să... Dar sunt oameni credincioși. Și Domnul m-a întrebat, pe cine vezi tu credincios? Păi să sunt pe fratele, ar fi potrivit așa. Să lucrezi el cu darul ăsta și cu un dar de cunoștință. Tu ai daruri de genul ăsta, la tine sunt lucrurile astea. Și Dumnezeu mi-a spus, bine. O predicat mai mulți frați, la urmă o predica fratele ăla, așa. Toată lumea propune spredi și bine. Nu a ieșit cum a vrut el și nici cum am vrut noi. O mai gafat, o mai bâlbâit, o mai cutare. A venit un tânăr din sală și a spus, frate, dar nu-l ai conjuncția verbilor, ai făcut cacofonii, ai făcut o grămadă de chestii din limba română, așa. L-a luat ăsta că știa el ceva, probabil, odată examenul la literatura română cu ceva, și ca să iasă în evidență, s-a luat de predicator. Problema nu este că s-a luat ăla de predicat, problema este atitudinea predicatorului. Predicatorul s-a uitat imediat la păstor și a spus, frate păstor, băiatul ăsta nesimțit vine și mă învață pe mine limba română să se descurce, că altfel eu nu mai vedeți aici la mă, nu mai slujesc aici. După ce a plecat el, Duhul Sfânt mă întreabă, bine, uite, ăsta i-a zis numai niște vorbe și uite, nu mai slujește o bucată. Dacă îi dădeam darul vindecărilor, vindeca azi cineva și mai vindeca doar când îi treșea, nu-i așa restul. Frații mei, te așează Dumnezeu ca să-ți dea darurile și te pune câteodată cu spatele la frați și frații se antrenează cu gheoagele pe spinarea ta. Câteodată gheoagele prietenilor le simți mai apasat. Ei te pregătesc mai bine ca ceilalți. Ca la un moment dat, când ți-o dat darul și descoperirea, te scoală la două dimineața dușmanul tău și spune, lasă tot și vină și te roagă pentru soția mea, că e pe moarte. Tu îi spui lui, măi, pune tu mâinile peste ea, că conform Marcu, până vin eu, nu-mi pun mâinile că moare sigur, vine tu. Te scoli și mai scoli încă colegi de-ai tăi și te duci la două dimineața, te rogi pentru el, că tu ai darul, nevasta trăiește și el în continuare vorbește de rău. Pentru că te-a antrenat cineva să faci treabă. Ori actualmente ești pus în domeniul ăsta. Dumnezeu are darul și azi. Dar suntem atât de finuți, de sclifosiți. Dar cum e? Nu mai vin. Și darurile nu sunt date. Că Dumnezeu nu investește darul respectiv într-unul care își bate joc și de dar și de chemare. Și provocările astea sunt aici. Nu spuneți la ceilalți, sunt câțiva proroși buni și pe ei uzăm la maxim. Îi sunăm și la 3 dimineața, continuu. Dar tu nu poți fi un vas al Domnului? Nu pot fi, frate. Nu suport pe ăla, nu suport pe celălalt. Celălalt mă nervează, celălalt cu tare. Bun, ce dar poți să porți tu? Cât de antrenat ești să poți lucra? Să pui capul în jug și să se duci. Bă, dar ăla te vorbește de rău, tata se va să scarpere de nevasta, de copiii tăi. De efectiv, nu-i plac nici urechile tale. De efectiv, ăla are treabă cu tine continuu. N-are a face ce treabă are. Când omul ăla are nevoie, eu trebuie să slujesc biserici. Eu am un dar pe care nu aleg eu cui să-l fac și cui nu. Eu umblu călăuzit de Duhul Sfânt. Cât sunt oamenii pregătiți pentru asta? Că în marea majoritate, dacă nu ne-au pus la cântarea pe care am anunțat-o noi, salut! Dacă nu ne-au băgat pe noi în seamă ce am spus, dar visăm darurile lui Dumnezeu. Stimații mei, ca să-ți duci mântuirea până la capăt, trebuie să ai frică și cutremur și apoi răbdare. Și dacă vreți să dezvoltați răbdarea, veniți la adunare. Avem profesori aici, slăviți să fie Domnul. Îl vezi că se scarpină profesorul de tine, îl vezi că îți dă o vorbă, dar Dumnezeu îți dezvoltă răbdarea, nu te mai enerva. Nu te mai supăra, nu te deranja. Profesorul e acolo. Eu le iau toate ca un test. Înainte ca cineva să gândească, să mă vorbească de rău pe mine, pe nevasta și copiii mei, urechile mele, nasul meu, frizura mea, eu își dau seama că cineva e de aprobare. Și când i-o dat aprobare și l-aud pe cineva că vorbește, eu mă gândesc că e un test. Și spun, Doamne, vreau să trec testul ăsta. Vreau să mă rog pentru el, Domnul să-l binecuvinteze.
Și dintr-o dată, dacă îl trec la dușmani, trebuie să-l și iubesc. Dacă nu îl trec la frați, mai scăp cumva. Dar dacă îl trec la dușmani, iubiți pe dușmanii voștri. Purtați-vă bine cu cei ce vă prigonesc. Da, sunt acțiuni care se pot produce aici. Când de aici treci etapa asta și iubești pe frați, la un moment dat ai să vezi că și dușmanii te apreciază. Și vin la tine și spun, băi, indiferent ce îi spune de omul ăsta, are el slăbiciunile, dar când e vorba de slujire, e slujire. Când e vorba de seriozitate, e seriozitate. Dușmanii tăi încep să te aprecieze în consecvența ta. Nu-i răzbunător, domnule. Putea să-mi facă rău. Am fost la cheremul lui, eram Saul care dormeam. Mi-a tăiat doar colțul hainei, mi-a arătat că putea sta altceva, dar n-a făcut-o, că e mai bun ca noi. Și asta spun dușmanii tăi. Dar testul se dă aici. Când ai luat testul de aici, poți să vorbești de iubirea de oameni. Poți să vorbești. Dacă n-ai luat testul aici, când tu nu-i suporți pe frații tăi, când tu nu-i suporți pe copiii altora, dar vrei să arăți iubirii lumii, ce crezi că se produce? Spunea Domnul Iisus despre farisei, voi cutreierați marea și uscatul, căutând să faci țiunșenic și când l-ați făcut, l-ați făcut de 7 ori mai rău decât voi. Bun, dacă voi nu vă iubiți aici, dacă voi de la o singură vorbă sunteți în stare să rupeți biserica și logodnica, voi când faceți ușenii și vă aduc oamenii în mijlocul vostru, voi îi faceți de 7 ori mai rău decât voi. Voi nu vă lăsați călăuziți de profesori mei. Ori când biserica începe să învețe ce înseamnă iubire, răbdare, îngăduință, când începem să învățăm, aduce Dumnezeu oameni de nici nu gândim, cum am văzut într-o biserică, i-a spus Duhul Sfânt în felul următor, voi aduce în mijlocul tău oameni la care nici nu te gândești. Nici nu se făceau evanghelizări, nici nu avem. Vineau oameni acolo, se ridicau, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să vin la pocăință. Vin în mijlocul bisericii, al nostru, începe să învețe pocăința, pentru că biserica aceea a învățat să treacă de etapa asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ultima valoare pe care vreau să o subliniez, prima este încrederea neclintită, a doua este mântuirea și ultima este sfințenia. Spune Sfânta Scriptură în 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1, în felul următor. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Stimații mei, sfințirea trebuie să o ducem până la capăt. Este adevărat că Dumnezeu ne sfințește pozițional prin credința în Iisus Hristos. Și foarte mulți frați se bucură că sunt sfinți, de aia suntem ascultați. Am venit dimineața asta aici și ne-am rugat. Noi suntem ascultați nu că suntem sfinți prin puterile noastre, ci pentru că am fost sfințiți de Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar Dumnezeu ne poziționează să fim sfinți pozițional, dar ne cheamă să tindem spre starea aceasta. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 2, spune Scriptura așa. Către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemați să fie? Deci ai fost sfințit și nu sună mâi așa, ci chemați să fie sfânt. De-aia trebuie să vii la slujbe. De-aia trebuie să fii în biserică. De-aia trebuie să ceri acordul fraților și ajutorul fraților. Pentru că ești sfințit, chemat să fii sfânt. A fi sfânt, primul lucru realizezi prin curățire. Nu o să te poți curăți niciodată de lucruri care crezi că-s bune. Da, nu o să te poți curăți. Eu am întâlnit pocăiți nervoși, din neam nervos, care li sari țandura 1-2 și spune, așa e neamul nostru. Dar neamul nostru e nervos, supărășios și așa mai departe. Ei mai spun din fața trenului și al lui Vasilei, trebuie să te ferești, că ei sunt nervoși, domnule, sunt nervoși. După ce treci trenul, ești și tu pe calea ferată, că da, o trecut. Dar dacă cumva vine, nu sta în fața lui. Dacă la adunare generală o lua cuvântul, lasă-l să termine, că după aceea ține și de tatanul pe tine. Ori, frații mei, nu e normal. Când omul gândește că așa e bine, așa rămâne. Nu vine Duhul Sfânt și într-o noapte îl face sfânt pe omul ăla, iute, a doua zi vezi că merge numai în reluare, nu mă lasă Duhul Sfânt să merg mai repede. Nu! Nu, Duhul Sfânt te lasă așa. Dar dacă tu recunoști că iuțeala e rea, că vorbirea de rău e rea, că postarea pe WhatsApp a lucrurilor personale e rea, Duhul Sfânt te ajută să te curățești, Doamne ajută! Amin. Dar dacă nu recunoști, așa rămâi.
Am întâlnit oameni pocăiți care au murit nervoși. Au murit nervoși. Am întâlnit oameni pocăiți care nu au iertat, nici nu și-au cerut iertare, nici nu au iertat pe nimeni. Așa au murit. Că Duhul Sfânt nu te transformă peste puterea ta, peste voința ta. Ori ca să te poți sfinți, trebuie să recunoști domeniile respective. Trebuie să le vezi. Și aici o mare lor au frații. E drept că noi venim la biserică, ne îmbrăcăm bine, cât de cât bine. Încercăm să creăm un anumit trend în biserică, ca să fim în trendul respectiv. Dar vrem, nu vrem, dacă vii la repetiții, vrem, nu vrem, dacă stai mai mult cu frații, începi să vezi slăbiciunile celuilalt. Și să-i spui, frate, te porți cam arogant. Frate, vorbești cam mult. Aici la surori tare mult, potrivești. Vorbești cam mult. Vorbești și nu trebuie. De obicei, avem grijă la adunare să cântăm numai când ne pune, să vorbim așa. Dar e foarte bine să mai avem părtășii de genul ăsta ca să ne expunem. Că sunt lucruri pe care tu nu le vezi. Orice ființă umană se poate corecta. De exemplu, eu mă pot corecta atunci când vin la amvon, mă tot uit să n-am ceva pe mine. Dar cât de capabil sunt eu, nu știu ce am între omoplață. Nu știu ce am la ceafă. Pentru că nu sunt capabil să verific acolo. Dar dumnealor văd, dacă eu mă întorc așa, ei văd ce am acolo. Și ei îmi spun, frate Virgil, ești cam arogant. Știi care-i singurul care nu-i crede? Eu. Nu-i adevărat, că eu nu văd. De-aia e bine să ai frați. Și frați care te iubesc. De-aia e bine să te expui. De-aia e bine să spui, frații mei, eu m-am pornit pe drumul ăsta al mântuirii și al sfințeniei. Dacă observați ceva la mine, spuneți-mi. Dacă observați. Frate, Matale, ești un om bun, dar ești cam supărăcios. Matale, ești un om extraordinar, dar în domeniul respectiv, când ești la mânie, scap niște cuvinte nepotrivite. Frații mei, mulțumesc tare mult. Nu o să pot spune că de-a doua zi ești schimbat. Dacă te-o înerva cineva și îți vine la cuvânt acele cuvinte botezate, în jurături pocăiești botezate, cu șapa, cu sărășie, cu tare, cu cât n-ai tu luate acolo, nu mai vorbești dinainte de sfinți și biserici. O iei cu este datale, dicea, din zona asta. Dintr-o dată, din profesorul dinăuntru îți spune, știi cât ți-au adus aminte, frate, de treaba asta? Și începe să spune, băi, bine să spun acum, dar spune, măi, nu mai spun. Profesorul îmi spune să mă opresc. Bun, te-ai frânat acum. Peste jumătate de an nu le mai ai pistol. Te-ai sfințit de lucrul ăla. Vă povesteam dumneavoastră, poate că când am început eu să predic, eram împreună cu niște colegi de-ai mei și plecam în bisericile care riscau să ne pună la amvon. Și fiecare vorbea cam o sfert de oră. Eu fiind dirijor de cor, m-ai învățat cu publicul, minim mă puneau ăștia prima dată. După care urmeau și ei. Odată când vorbeam eu prima dată așa, îi văd pe ăștia că notau tot ceva. Tot notau. După ce s-a terminat slujba, îi întrebă, ce ați notat voi din sfertul meu de predică, că nici eu n-am avut și notat la mine. Care treaba? Ce ați spus? Unul dintre ei spune, Virgil, în timp de un sfert de oră, ai spus cuvântul așadar de 24 de ori. Unul spune, de 25 de ori, am 25 de minute trase. Cred că o greșit, în fin. 25 de ori am spus eu. Cine predică, n-are timp să vadă de câte ori a spus el așadar, așadar, așadar. Nu verifici. Dar ăștia ce aveau de făcut? Că urmau după mine. Când am mers în următoarea biserică să predic, tot eu primul. Am început să predic. Frații mei, așa, fiindcă, cum ne-am schimbat așadar cu fiindcă? I-am avut pe prietenii mei, că altfel îi dădeam cu așadar și acum. Fratele meu, ai anumite vulnerabilități, anumite lucruri, care țin de temperament, care țin de obiceiuri, care țin de asta. Te aduce Dumnezeu în biserică, te așează aici. Vulnerabilitățile acestea ies la iveală și frații tăi cu dragoste vin și spun, Virgil, slujba ta ar fi mult mai bună dacă ai evitat lucrul ăsta. Dacă ai evitat, băi, mulțumesc, n-am văzut, dacă mai vezi ceva, te rog, ajută-mă. Foarte mulți dintre slujitori, când eu mă duc undeva și văd ceva, mă apropii de el la urmă și spun, aici ai putea să schimbi lucrul ăsta, că ai fi mult mai rentabil. Mulțumesc, frate, tare mult. Nu se schimbă de azi pe mâine, dar informația e pusă aici, începe să schimbi mentalitatea. Și în decurs de jumătate de an, un an de zile, el a rezolvat problema asta. Bun, dacă celălalt vine la fel. Dintr-o dată biserici, care vedeai niște oameni care se bâlbâiau la amvon, peste 3 ani de zile auzi de el că e un predicator care îi uimește, care depășește pe toți ăștia. Păi dar cum de? Păi s-au apropiat frații cu dragoste de el. Iisus corectează aici, corectează aici, să știi că ne rugăm pentru tine. Și dintr-o dată, ăla e de la noi, frate, de la noi. Băi, dar o fost pe la voi, n-ați știut să-l ajutați.
Ați știut numai la piciorușă să-i dați? N-ați știut să-l ajutați să meargă mai departe? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Frații mei, du-ți sfințirea până la capăt și verifică lucrurile pe care le poți. Câteodată, ca să poți verifica, ca să te poți curăți, mai trebuie să arunci de la tine. Imaginează-ți că ești într-o barcă și în barca aia ai pus tot felul de lucruri. Ai pus un șas cu cuc, nu-ți trebuie pe apă. Ai pus o minge, nu-ți trebuie, că nu joci fotbal acolo. Ai pus alte lucruri, pușcă de vânătoare, nu-ți trebuie, că pește nu-i prins cu, pește, cu pușca de vânătoare. Dar-s hobby-ile tale care ai spus acolo. Bine, vine cineva și vede că tu pe apă ți-i foame, n-ai prins niciun pește, n-ai prins nimic și vrea să-ți dea o navetă cu mâncare să-ți dea. Dar n-are loc, tati plin cu ceas, cu cuc, cu minge, cu pușcă de vânătoare și cu alte hobby de-a tale care le ai tu acolo, un televizor mare, o plasmă mare, îi pus acolo și vrea să-ți dea lucrurile. Ca tu să poți spune ce e important acolo, trebuie să mai arunci pușca de vânătoare, de exemplu. Trebuie să mai arunci timpul petrecut pe canalele de socializare sau la, pe ecrane. Trebuie să arunci în apă, ca să-ți încapă naveta aia cu mâncare. Știți câteodată vine Domnul la noi și spune, vreau să-ți dau daruri bune, dar mai lasă pescuitul ăsta pe unde te duci tu și pierzi vremea pe apă așa. Mai lasă vânătoarea, mai lasă cu tare lucru. Dale, dar așa îmi place, acolo socializez, lasă-le alea, vine la repetiție, vine și slujește, ca să fii un om destoinic pentru orice lucrare, cu nu o să dea la pescari buni, nici la vânători care împușcă fauna, animalele sălbații. Ei sunt specialiști în domeniu. Cu nu o să dea la cei care sunt credincioși până la capăt și păstrează ce au, Doamne ajută! Și sunt valori pe care Dumnezeu vrea să ne le dea. Mă opresc aici cu mesajul meu. Mulțumindu-vă că ați ascultat, n-am avut foarte multe gânduri să vă spun, o trebuie să mă duc pe anumite linii, să fiu mai dur față de dumneavoastră. Nici n-am spus tot așa, că dumneavoastră sunteți oameni înțelepți și am văzut că aveți profesorul. Profesorul își continui lecțiile. Doamne ajută! O să vă vorbească mult mai aspru. Sunt lucruri care trebuie schimbate în interiorul dumneavoastră, dar profesorul este cu voi. Faptul că vine Duhul Sfânt și îți spune anumite lucruri înseamnă că n-ai lăsat profesorul să te călăuzească. În dimineața asta suntem aici, Duhul Sfânt este aici, să ne ajute Dumnezeu să umblăm călăuziți de El și când va veni Domnul, să avem ce ne-a dat ca să primim cununa. Amin.